E ceva cu planetele astea, că m-am trezit și am stat cu tavan. Caută să ne îndrăcostească de nu știu cine. Ia uzi! Da? Asta mi-era frică. De cineva din trecut, pentru că Venus pe 6-7 a intrat în mișcare retrogradă și atunci tot... Stormonește în trecut. Da, toți iubiții din trecut ne tot caută pe sus, să cred că. Să stai acolo, zic unde să perfect. Ia să vedem, ce zic berbeci? Berbecii vor avea o săptămână, o perioadă interesantă. Este important să remarc faptul că în cazul berbecilor și nu numai, Venus retrograd poate să readucă în perioada următoare suflete pe pământ care au avut probleme de iubire în viețile anterioare. Deci copiii care se nasc până pe data de 16 noiembrie pot să aibă astfel de probleme. Karma. Da, karma. Taurii au o perioadă interesantă datorită faptului că în balanță avem o conjuncție interesantă între soare și noroc divin. Adică unii dintre noi, cei care sunt pozitivi, așa cum suntem noi, au protecție astrală de sus. O protecție foarte puternică. Aici vorbesc de spirite dispărute, bunici, bunicuțe, mătuși, mamă, tată, mă rog, frați, surori. Gemenii sunt și ei foarte puternic aspectați datorită tranzitelor acestea importante cu soarele în balanță, evident, în sectorul astral al copiilor. Acolo este și intuiția și tot acolo vorbim de creativitate. Deci vor fi mai creativi decât de obicei. Racii sunt foarte puternic influențați de aspectele perioadei. Este o quadratură pe care soarele natal îl face cu soarele din această perioadă și spune de credință, de crez, de faptul că tot ce ține de spiritualitate, de valori, de conștiință, vor face parte mult mai bine din viața lor de aici încolo, evident. Perfect. Lei sunt susținuți de tot ceea ce înseamnă progresiile solare ale perioadei într-o zonă în care comunicarea, deschiderea, relațiile cu vecinii, de exemplu, cu frații, cu surorile, sunt numite în astrologie relațiile cu rudele de gradul 2. Aha. Da? Vor face din lei să fie mai prezenți în propria lor viață, cum se spune, dar și în viața celor apropiați. Fecioarele. Fecioarele, la mulți ani. Eu. La mulți ani, Fristei. Noi suntem balanță. Balanță, da. Uite, cu soarele în balanță, spune de relațiile pe care fecioarele le stabilesc în perioada aceasta, au aspecte pozitive legate de bani și de câștiguri. Ia uzi! Balanțele? Balanțele au o stare de spirit pozitivă, cu soarele în rezonanță cu norocul divin, au și protecție deosebită. Scorpionii trebuie să fie atenți la perioada care urmează, în sensul în care unii sunt protejați, alții mai puțin protejați. Săgetătorii trebuie și ei să facă un pas înainte pe destin, așa se spune, și aici ne referim la iubire, la prietenii, la dorința de a socializa. Capricornii, unii se izolează, alții vor merge către terapii, către zona terapiilor, chestiunile care țin de, pentru persoanele în vârstă, de stațiuni balneoclimaterice. Da, de ce să aibă nu? Un pic mai multă grijă de ei? Mai multă grijă de ei. Vărsătorii sunt susținuți și în zona financiară, și pe carieră, și pe sănătate. Iar peștii au noroc în dragoste, dacă nu au probleme legate de Venus retrograd, adică din trecut. Practic totul este legat de dragoste. Mulțumim mult, Mariana Cojocaru!